Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, iubiți copii, suntem în duminica numită în calendarele noastre creștin-ortodoxe, duminica după pogorârea, după botezul Domnului, după pogorârea Domnului nostru Iisus Hristos în râul Iordan, atunci când s-a arătat în chip minunat Preasfânta Treime. Atât de frumos spun cântările pe care noi le auzim azi la slujba utreniei, că Tu, Doamne, ai coborât în râul Iordan ca să arăți lumii Preasfânta Treime. Oamenii până în acea vreme credeau în Dumnezeu, în Dumnezeu Tatăl. Ei nu cunoșteau pe Dumnezeu Fiul, nu cunoșteau pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Și tocmai în momentul pogorârii Domnului în râul Iordan, tocmai pentru a sfinți întreaga natură care era căzută, care era, am putea chiar spune, la capătul puterilor, iată cum Domnul Dumnezeu ni se dezvăluie și celor care au fost prezenți atunci, dar și nouă, prin Sfintele Evanghelii și prin cântările de la Sfintele Slujbe, ni se descoperă dumnezeirea. Fiul era, Dumnezeu Fiul era în râul Iordan, Dumnezeu Duhul Sfânt era în chip de porumbel, iar glasul lui Dumnezeu Tatăl s-a auzit din cer. Acesta este Fiul meu, cel iubit, întru care bine am voit. Și spune, pe acesta să-L ascultați. Tocmai aici stă toată credința noastră străbună, strămoșească, veche și sfântă. Pentru că Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Matei, pe care am citit-o azi, ne relatează cum Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, a fost dus în închisoare, în temniță. Și atunci Domnul Hristos a plecat din ținutul Nazaret, unde a trăit aproape 26 de ani. Și a plecat de acolo în Capernaum. De ce 26 de ani? Pentru că la o vârstă fragedă, la câteva săptămâni după naștere, a plecat în Egipt. Și în Egipt a stat câțiva ani. Iar apoi s-a întors la cuvântul Îngerului, la cuvântul lui Dumnezeu, s-a întors în pământul Iudei, s-a întors în pământ, dar nu la Betleem, ci s-a întors la Nazaret, de unde era Iosif, și acolo a stat acești ani ascultând de Maica Domnului. Atât de frumos spune Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Luca, pe care o citim în ziua tăierii împrejura Domnului Hristos. Atât de frumos spune că Iisus le era supus și creștea cu vârsta și cu înțelepciunea. Dar El și la o zi, și în pântecele Sfinte Fecioare Maria, și pe lemnul crucii, și când a înviat din morți, era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a dumnezeirii. Și iată cum, prin acest mare praznic al botezului Domnului, se arată lumii întregi și mai ales evreilor, care până atunci aveau credința doar în Dumnezeu Tatăl și până în ziua de azi continuă cu aceeași credință. Deși Dumnezeu li s-a arătat, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh în trei persoane. Așa că pentru noi credincioși este o sărbătoare de maximă importanță, pentru că noi prin aceste sărbători și prin praznicul botezului cerem ca Duhul Sfânt să vină peste noi, să ne ungă Duhul Sfânt și bem din apa sfințită spre spălarea păcatelor, spre curățirea patimilor, spre vindecare de boli și spre sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre. Iar mai departe, credinciosului rămâne sfânta datorie, nu-i obligat,
dar e o datorie sfântă. Așa cum mama și tata când pleacă din lumea aceasta îți lasă testament, așa ne este și nouă credincioșilor lăsat să păstrăm cu sfințenie această tradiție sfântă. Acest nu e un obicei, da? Cum e la Maramure sau la Suceava, sau în Oltenia, sau în Craiova, sau la Galați, nu. Ci o tradiție sfântă, un obicei sfânt de la Dumnezeu lăsat, ca noi să ne curățim trupurile și sufletele și să ne sfințim. Și dacă Dumnezeu vine în lume ca să ne sfințească, dacă pe acesta noi trebuie să-L ascultăm, mă întreba cineva ieri, un băiat care dorește să se boteze, e mai în vârstă, dorește să devină creștin ortodox, mă întreba cu ce să înceapă și am spus că trebuie să înceapă cu păstrarea și păzirea poruncilor. Cele 10 porunci, dacă nu le păstrăm, nu putem face al doilea pas, care e și mai greu de făcut, să facem faptele milei față de semenii noștri. Cum putem noi spune că iubim pe Dumnezeu pe care nu-L vedem, zicem noi, dar pe oamenii pe care îi vedem, care sunt chipul lui Dumnezeu, noi nu iubim, îi urăm sau îi disprețuim sau ne certăm sau fiecare face după cum crede. Însă această tradiție sfântă de a ne curăți trupurile și sufletele la acest praznic dumnezeiesc este pentru fiecare dintre noi un prim pas spre apropierea de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi avem fiecare atât de multe păcate. Fiecare dintre noi avem atâtea pagube sufletești, eu așa le numesc, cele care produc atâta rău în viața noastră. Care este răul în viața noastră? Neliniștea, tulburarea inimii, tulburarea minții, vorbitul, gânditul, judecata, toate acestea aduc multă pagubă sufletească fiecăruia dintre noi. Și atunci noi când ne sfințim cu cele ale lui Dumnezeu din lumea aceasta, noi fiecare devenim sfinți. Și acesta nu este un lucru mare. Nu știm dacă suntem sau nu suntem. Dumnezeu știe. Dar încă din viața aceasta noi putem gusta din sfințenie. Putem gusta din rai, din împărăția lui Dumnezeu, încă chiar de aici, de pe pământ, dacă vom fi prezenți în biserică, dacă vom fi prezenți la Sfintele și Dumnezeieștile, la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Facă deci bunul Dumnezeu ca fiecare praznic și praznicul care l-am trecut, l-am petrecut împreună, nașterea Domnului, praznicul tăierii împrejura Domnului, praznicul acesta al botezului Domnului, praznicul întâmpinării Domnului, care iată vine cu pași atât de repezi și toate praznicele împărătești, să facă din viețile noastre o alt fel de viață, o viață cu Hristos, să-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu și dreptatea și toate celelalte se vor adăuga nouă. Iar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune, aceasta este viața veșnică, viața în care deja noi ne-am născut, pentru că aici pe pământ petrecem doar nimic, ați auzit și rugăciunile acelea care le-am rostit, zile de boală și de grea suferință pentru unii din semenii noștri credincioși, că viața aici pe pământ e o nimica înaintea veșniciei tale. Deci iată cum noi putem dobândi veșnicia încă de aici, de pe pământ, fiind foarte serioși cu credința noastră, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, dar citind în Sfânta Scriptură, din Sfintele Evanghelii, citind o rugăciune, un paraclis, o rugăciune, măcar o rugăciune pe zi, pentru că rugăciunea nu-i nimic altceva decât vorbirea noastră cu Dumnezeu. Când îi spunem permanent, în fiecare clipă și ceas, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul,
Și rostim această rugăciune ori de câte ori suntem vii, pentru că sufletul nostru nu moare, dar poate cădea într-un fel de moarte sufletească. Adică când se răcește, când se îndepărtează de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, slăvit. Amin.